Bun găsit, buntul se va intensifica pe parcursul zilei de astăzi, iar la ora 10... Bună de dimineața! Hello, hello, ce faceți? Este 6:52 într-o miercuri dimineață. Uitați că vreau să mă uit la temperatură. Cică 5 grade, 4 chiar. Ar fi bine să fie așa. Pe mine m-a anunțat ăsta că ar trebui să fie cam 2 grade. De-aia mi-am și schimbat ideea de outfit. Pentru că inițial vreau să mă îmbrac cu ce acolo pe oglindă. Stăteam eu și mă gândeam de aseară și până acum am tot rulat chestiile așa prin mintea mea și mi-am dat seama că nu e o idee bună să mă îmbrac în rochie, să mă duc cu autobuzul pe jos. Nu mi-am făcut unghiile, yes. E bine, nu e problemă. Să mă duc pe jos până la autobuz, pe 2 grade, în rochie. Da, astăzi este miercuri și este zi de emisiune. În mod normal, ziua de emisiune era marțea, dar pentru că eu am fost atât de inteligent încât să o anunț în ultima secundă pe Lorena că pot să vin și săptămâna asta. Știu că mă vedeți cu capul tăiat. Evident că își făcuse programul pentru marți și atunci m-am mutat cu rubrica pe miercuri, ceea ce nu e o problemă pentru mine momentan. Vă spuneam în ultimul daily vlog că dacă nu mi se întâmplă planurile și nu se aliniază planetele și nu se întâmplă niște lucruri, voi continua să merg la emisiune, ceea ce fac, după cum vedeți, și ceea ce înseamnă că ați ghicit. Yes, da. Așa că mergem înainte. Să încerc să-mi termin și cafeaua cu ocazia asta. Au trecut cam 3 săptămâni de la ultimul vlog, ceva de genul, nici nu mai știu, habar n-am când a fost ultimul daily vlog. Dar cert este că a trecut ceva de atunci, de la ultimul daily vlog. Și asta pentru că nu am avut ce să mai filmez, nu am mai făcut nimic deosebit. Săptămâna trecută a fost pauză la emisiune, n-am avut rubrica. Și merg săptămâna asta. Între timp am trecut și printr-o alergie care m-a lăsat cu nasul cumva congestionat. Încă vorbesc pe nas, deși teoretic vorbind mi-a trecut. Pe lângă asta, ce s-a mai întâmplat nou și extraordinar? Mi-au răsărit ridichile. Eu știți că în ultimul daily vlog vi le-am arătat. Au răsărit, sunt frumoase. A răsărit și salata verde și cam atât. Copiii sunt pe afară. Toată lumea bine sănătoasă. Ia să închidem noi laptopul că... da, și cu laptopul am avut o chestie, că am avut, sunt nici ceva probleme cu tensiunea aici la mine. Se pare că inclusiv cei de la Profi, de la magazin, mi-au spus că e o problemă urâtă, rău de tot cu tensiunea, că au avut și probleme mari. Și mi s-a ars ăsta, cum îi zice, încărcătorul de la laptop. După camera am trecut la laptop, da. Pentru o secundă m-am speriat și am crezut că mi s-a ars laptop cu totul. Zic, mamă, stai să vezi acum distracție, pentru că, da, de obiectiv am mai făcut eu cum am făcut turos, da, de laptop nou. Da, because this stuff is expensive, very expensive. Astăzi, la emisiune, vorbim despre formele feței și ochelari și cum să ne căutăm ochelari și cum să ne căutăm cofura potrivită sau mai știu eu ce alte chestii care țin de formele feței, cum ar fi machiajul. Și mă bate gândul să-mi iau ochelarii ăștia, nu știu dacă e o idee bună. Așa.
Așa, ce s-a mai întâmplat nou? Deci, jur că eram trecut prin faza asta. Aseară stăteam în cadă și mă gândeam, zic, mâine o să încep, deschid un daily vlog și o să vorbesc despre aia și despre aia și despre aia. Data viitoare promit că o să fac o listă în telefon pentru că nu se mai poate. Eram foarte hotărâtă, foarte pusă pe treaba, așa să vă zic, o grămadă de chestii și acum nu mai știu nimic. Da. Deci, chiar mi se întâmplă treaba asta. Așa, în afară de faptul că este, tehnic vorbind, e primăvară, am ajuns la jumătatea primăverii. E 13 azi. Yes. Așa și e frig, ca naiba. Pe lângă asta sunt vânturi constante care nu lasă deloc natura asta să se dezmorțească. Dar asta vă ziceam ieri pe Instagram că am încercat din răsputer să fac și o poze ca anul trecut cu florile de vișini, de cireși, de corcoduși, de nu știu ce să fac. M-am dus, am căutat flori. Sunt într-adevăr, dar sunt în multe locuri în care nu pot poza pentru că sunt inaccesibile. În sensul că, uite, spre exemplu, există un fel de mini-livadă pe care a lăsat-o în paragină un vecin de aici de pe stradă, undeva mai încolo. Și m-am dus acolo să văd dacă pot să fac poză în așa zisa mini-livadă, care nu mai e mini-livadă, e tot un, așa o junglă. Doar că florile sunt de la 2 metri în sus, știți? Adică am nevoie de o scară ca să pot să fac poză. La nivelul meu, la nivelul ăsta, nu există. Ia să-mi fac eu și geanta până una alta pentru... Așa, o să-mi iau ăștia, că cu ocazia asta vă arăt și ce-mi iau un geantă pentru emisiune. Întotdeauna, neapărat, pudră și ceva de aplicat pudră, because it's important că oricum eu sunt mai luminoasă în filmările de la emisiune, fiindcă îmi aplic o cremă pe... de dedesubt care să-mi ilumineze tenul, fiindcă am ten uscat, știți, se vede destul de urât. Deși în lumina de acolo nu s-ar vedea urât, pentru că au lumină foarte bună și estompează absolut tot și în afară de ridurile de pe frunte nu mi se vede nimic pe față. Dar, da, oricum e nevoie de pudră, oglindă, rujuri pentru touch-up, iau două rujuri și un gloss să fie. Eu nu știu cu care închep să mă dau, că asta mi se pare un pic prea închis. Portobagul, mi-i zicea bunica mea. Adică portofelul. Așa. Ce mai am? Telefonul o să-l iau în buzunar. De asta. Because we need it. E bine că astăzi am o geantă destul de încăpătoare, că de obicei sunt cu gențilele minuscule. Este o geantă pe care am luat-o cu câțiva ani de la Aldo, care îmi place foarte mult. Singura chestie care mă deranjează este asta de aici. Tăpenia asta care... Sunt în calea fericirii mele. Așa. Cam așa arăt. Și pentru că eu sunt albastră, astăzi mă voi confunda cu... Asta, cu fundalul. Stați că s-a tras un fir din așa. Astăzi mă voi confunda cu fundalul. O să fie doar un cap plutitor, așa, în platou. Dar, efectiv, am rămas fără idei. Nu cu ce să mă îmbrac, trebuie să-mi cumpăr haine. Și v-am zis, a fost și chestia de frig, că vreau să îmbrac altfel. Pe lângă asta vreau să mă duc înainte de emisiune, sper să ajung. Vreau să mă duc să fac și poze în herăstră, în grădina japoneză, cu cireșii, că sunt înfloriți. Am văzut deja poze pe Instagram cu ei, sunt înfloriți. Să sperăm că totuși de la frigul ăsta care e noaptea încă mai rezistă, pentru că dacă e rece noaptea, și nici ziua n-a fost prea cald, încă rezistă. Sperăm că sunt înfloriți de ceva timp. Așa, să sperăm că mai găsesc și eu. Și normal mă voi căra acum după mine și cu trepiedul. Evident. Dă, ce credeți? Și avem și asta pe un plan. Trebuie să opresc centrala, să deschid geamurile, să dau la cuți săpape și lui scărpinici, că lor nu le-am dat, decât la moștri negri le-am dat să mănânce, pentru că ăștia nu pot, adică dacă nu le dau instant să... Cum am deschis ochii, dacă nu le dau să mănânce, nu, mă mănâncă pe mine. De fapt, Udi mă trezește ca să-i dau să mănânce. Așa, și ce mai am de făcut? Cam atât. Cam asta ar fi principalul. Cam asta ar fi update-ul pe până acum. Mergem la emisiune, vedem cum este. Nu știu dacă apuc să mănânc, să mă iau o cafea pe drum, așa că ar fi bine să o termin pe asta. Și... În rest, sănătate, bucurie, ce să zic, altceva.
Cred că o să mă duc cu părul așa, nu mai fac nimic. Ah, trebuie să-mi pun piaptă la mine, da? Și o să-l țin prins până ajung acolo, că mi-l ciufulește vântul, mi-l face ca toate alea și măcar până acolo. Îmi place cum stă acum părul. Așa. Îmi place cum stă. Și mi se stă, pare că stă destul de bine, astfel încât să nu mai coafez, să nu mai fac bucle. Că începând cu primăvara, vara, așa, parcă nu mai vine să-i fac bucle, să le las așa mai liber, să-l fac, las mai un pic de capul lui. Ia să vedem. Bă, parcă am dat un pic cam mult blaș. Da, nu-i problemă că, oricum, la emisiune pare că sunt palidă. Mm-hmm. Ia, nu e mai bine așa decât ondulat? Adică mi se pare că merge mai drăguț așa. Ah, și trebuie să-mi pun și accesorii și să mă dau cu bață. Nici așa n-am făcut. So, o să fac aceste treburi și după aceea we shall speak. Hello! Ce faceți? Am terminat emisiunea, am ajuns în parc. A fost o dimineață plină de aiureli. Deci numai aiureli am avut în dimineața asta și toate, bineînțeles, din vina mea, nu din vina altcuiva, pentru că sunt o amețită, but whatever. Am ajuns într-un final la grădina japoneză. Și nu știu dacă au zis păsărelele astea care insistă, că de asta m-am pus aici pe bancă, pentru că sunt foarte insistente și fac foarte mult scandal și îmi place. Și am ajuns, cum ziceam, de dimineață la grădina japoneză, am făcut câteva poze, doar că ce să vedeți acolo, inclusiv și acum aud că nu e departe de aici de unde m-am pus, acolo se face curățenie, se tunde iarba, se tund pomii, e o vâlvătaie generală. Și pe lângă asta am văzut și două clase care au venit cu școala acolo să stea la soare. Ceea ce mi se pare foarte tare. Dar cred că erau clase de Waldorf care au venit acolo să-și facă lecțiile sau ceva de genul ăsta, pentru că s-au împrăștiat pe acolo printre cireșii ăia. Cireași care o parte sunt scuturați, o parte abia acum înfloresc, adică nu știu ce să înțeleg, bănuiesc că e de la vreme, de la faptul că e totuși foarte frig noaptea și că e rece. Și nu am pus deloc bine aici pentru că trece lumea. E o alee principală și trece foarte multă lume pe aici și bineînțeles că toți se uită la mine, că la felul 15, că la mașini străine. Dar, whatever. Am reușit să fac câteva poze până la urma urmei, am reușit să scot câteva cadre, dar nu știu ce a ieșit, trebuie să văd acasă, când o să ajung acasă, să-mi dau seama ce a ieșit din pozelele, pentru că, da, nu, n-am apucat să le-am făcut pe repede înainte, v-am zis, fiind agitația aia pe lângă mine, n-am niciun stres că se uită lumea la mine, să știți, și n-am nicio chestie, doar că nu vroiam să-mi intre în cadru. Unul din domnii care lucra acolo chiar era foarte drăguț, zice, nu vă deranjă, nu vă deranjă, că eu mutam trepiedul, și zice, nu vă deranjă, nu vă deranjă, îmi zic, nu e o problemă. Nu asta era problema, de fapt, nu vroiam să-mi intre în cadru, că erau cu tractorașe, cu tot felul de utilaje, cu chiar acolo, plus copiii care erau cu păturici, cu, v-am zis așa, și încercam să-i prind fără să... Da, vina mea că am ajuns destul de târziu, am zăbovit să iau cafeaua aia la KFC în gară și am fost vina mea că am întârziat, plus că am greșit metroul. V-am zis, numai pățanii am avut dimineața asta, numai iurele am avut. Și da, am ajuns destul de târziu. Am ajuns după 9, pe la 9 și jumătate, ceea ce era clar, că nici lumină bună nu mai aveam, nici... Hai că cu lumina o mai dădeam eu la întors, că nu era atât de puternică cum e acum, că, de exemplu, mă bătea gândul să mă duc și acum.
să văd dacă reușesc să scot câteva cadre, dar e foarte puternică lumina, este 12 și e cel mai prost moment posibil să faci poze, adică acum la soarele ăsta. De-aia, în loc să mă duc să mai văd cum e în grădină, am venit aici și m-am pus pe bancă. După am fugit la emisiune, tot așa, într-un suflet, că am crezut că o să întârzi. N-am întârziat, a fost ok. Chiar a fost foarte fain, pentru că s-au decis să o bagi și pe Lorena. Lorena fiind una dintre producătoarele emisiunii. S-au decis să o bagi și pe Lorena în emisiune și să vorbim, să povestim, să așa despre subiectul de astăzi. Să fie ea cobaiul nostru. A fost foarte fun, i-a plăcut și ei. Chiar a fost foarte simpatică și mi-a plăcut mult de tot. Și da, nu știu, sper că v-a plăcut și vouă, o să-mi ziceți, o să vă las emisiunea în descriere și să-mi ziceți cum vi s-a părut, să vedeți și pe Lorena. Și da, în rest, toate bune și frumoase, am terminat, cum am zis acum, este 12 și mai stau să aud guguștiul ăla care mă strigă. Și după aia mergem către un Carrefour, cred că ar trebui să mă duc sau ceva, să iau mâncare la copii, că... La mine nu au mâncare pe care, sau când am fost eu la mine la Profi, nu aveau mâncare, cel puțin mâncare de câini, din aia de care mănâncă câinii mei și e întreagă nebunie cu câinii mei și cu mâncatul lor, pentru că nu mănâncă orice, nu e după cum vor ei, nu e după cum vreau eu, e după cum vor ei. Și nu mănâncă orice și mă duc să le iau ceva de mâncare și după aia acasă. Dar e bine că nu e vânt, că nu e urât, că nu bate vântul cum bătea zilele trecute, Dumnezeule, deci cum și ieri a fost un vânt oribil, deci e, nu știu, a fost o primăvară tare urâtă până acum și rece și încă este, că încă, chiar dacă este 12, este destul de recicuț, adică mă așteptam să fie ceva mai cald la ora asta, dar e bine și așa, ne mulțumim și cu atât. Tocmai am văzut, apropo, vreau să vă zic că tocmai am văzut o... Trece unul din tractorașele care muncea în grădina japoneză. Tocmai am văzut o clasă întreagă care, la ora 9 și jumătate, când am venit eu în parc, s-au pus pe o bancă, nu departe de aici, de unde stau eu, și au plecat exact când m-am întors eu de la emisiune. O clasă întreagă, cred că erau. Nu știu, cred că erau peste 25 de copii. Deci au chiulit cu toți, erau de liceu, ăștia erau de liceu, nu erau de la Waldorf. Așa, au chiulit cu toți. Nici o problemă, bravo lor. Mi-ar fi plăcut și mie să chiulesc în liceu, când se punea problema de chiulit. Eu eram aia, bineînțeles, care nu vroia să chiulească și aveam o logică în toată chestia asta și le spuneam și colegilor mei, măi, dacă am avea unde să ne ducem, că eram la țară, într-un liceu de la țară, ne vedea toată lumea, ba ne întâlneam cu profesorii pe stradă de multe ori. Unde naiba ne ducem? Că dacă am avea unde să ne ducem, gen, un parc, era perfect ok. Aș fi fost, cred că, prima la chiulit. Dar așa să chiulesc ca să mă duc acasă. Why? Și eu eram aia care nu vroia niciodată să chiulească și le puneam bețe în roate tot timpul, mai ales când era vremea așa ca acum. Bineînțeles că și nouă ne se punea cheful de chiulit. Mai ales când se apropiau tezele, atunci era momentul perfect pentru chiulit. Pe principiu, vezi, doamne, noi învățăm pentru teze. Aiure, n-am învățat nimeni pentru teze. Dar eu eram aia care era gică contra și tocmai de aia. Le-am zis, bă, dacă aveam unde să mergem, s-a deschisese o chestie lângă liceu, în ultimul an de liceu, când eram eu, s-a deschis o chestie unde să vindeau burgeri și alte tâmpenii, dar era lângă liceu, nu puteai să fugi de acolo, că era primul loc unde te căuta directorul dacă fugeai. Că vroiam să-i mai facem poante din astea directorului nostru, care era un tip foarte așa, foarte bățos. Și vroiam noi să-i mai facem poante din astea, să se trezească singur în clasă. Și nu se putea. Și de-aia, fetele de obicei nu chiuleau, pentru că dacă nu plecau eu, nu plecau nici ele. Băieții plecau, nu țineau cont de noi. Așa, vine tractorul. Cred că sunt totuși prea luminoasă, cred. Parcă mai bine așa. Gata, a trecut și tractorașul. Au trecut și toți curioșii. Ah, și da, tare plăcut aici. Nu e nici foarte puternic soarele, nu e nici umbră să-mi fie frig, e tare plăcut așa aici. Asta jumătate de zi, dar trebuie să mă duc să iau mâncare. Jiminy sigur mă taxează când ajung acasă. Începe să mărăie la mine sau...
See you later, alligator. Well, hello! Hai că era să nu mai fac încheiere pe seara asta. Dar m-am decis până la urmă să mă mobilizez. Am câte o stare de lene de multe ori. De ce am senzația că e zoom-ul băgat? Așa. Pentru că era zoom-ul băgat. Așa e mai bine? Am câteodată câte o stare de... Am câteodată câte o stare din aia de lene, după ce m-am pus în pat, nu vreau să mă mai ating de nimic, să mai fac nimic, dar chiar dacă am părul așa slinos, am decis să vin la voi și să fac încheierea pe această seară. De principiu n-am mai făcut mare lucru când am ajuns acasă, m-a trebuit să mă ocup de niște chestii, m-au așteptat bineînțeles toți blănoșii mei. Le-am prezentat ofrandele, pentru că așa se întâmplă la noi, când vii cu mâncare trebuie să le prezinți zeilor ofrande, pentru că ei sunt ca niște zei în curtea asta, eu fiind butlerul lor, știți deja treaba asta, așa îmi zice Eugenia că sunt butlerul, mai ales al pisicilor mele și nu pot să zic că n-are dreptate. Și am venit, le-am prezentat ofrandele, m-am ocupat de niște chestii pe aici, după care m-a luat o durere de căpățână. Știți, mai țineți minte dacă mă urmăriți de câțiva ani că eu vă spuneam că pe mine nu mă iau durerile de cap foarte tare sau nu am dureri uneale puternice de cap foarte, foarte des și așa. Cred că încep să se schimbe lucrurile. Da, cam din ce în ce mai des dureri de cap. Mă rog, cred că mai există și altă cauză pe lângă faptul că pur și simplu încep eu să am dureri de cap. Mai există și alte cauze, dar parcă sunt mai dese decât erau înainte și da, nu prea am ce să le fac. Am aici un ceai care arată foarte dubios, așa, are o culoare foarte dubioasă, că aici e cu fructe de pădure, vedeți? E exact de culoarea cănii. Așa, nu prea mă încânte, dar nu mai am alt ceai. Am rămas fără ceai, eu trebuie să mănânc. Și astăzi când am fost în Carrefour nu am stat să-mi cumpăr ceai. Frige! Merge. N-am stat să-mi cumpăr ceai, n-am stat să cumpăr nimic pentru mine. Deci m-am dus glonț să iau mâncare pentru zeii mei, pentru stăpânii mei. Și după aceea un singur lucru am luat pentru mine și anume pudra asta de argilă de la Slavital. Este, știți, pudră din aceea de argilă, de poți să-ți faci tu masca acasă cu argilă. Și eu am mai avut-o în trecut mai de mult, acum câțiva ani buni, am avut-o și știu că mi-a plăcut foarte mult. Și am văzut-o, era la o promoție, ceva, nu știu, 10 lei sau ceva de genul ăsta. Și zic, ia să mă iau mai, că oricum în perioada asta cam bubuie fața. Și zic, ia hai să o iau, că nu strică să fie acolo, că e argilă. Având în vedere că nu-i la tub, poate să stea bine, mersi, e sigilată bine în pliculețe, stai scot, să fac imediat și vă arăt, și poate să stea bine, mersi, acolo, folosesc bine, nu folosesc chiar bine, mă gândeam să o fac în seara asta, să-mi fac o mască cu ea, da. Abia am avut energie să mă duc până la baie, să mă spăl pe dinți, pe față și să-mi pun o cremă, random, pe mutră, să-mi arunc o cremă pe ochi, decât să dar aminte să mai stau să fac și... Așa, nu știu dacă... Bănuiesc că toată lumea știe argila asta de la Slavital. Sunt așa pliculețe de argilă. Câte grame are un pliculeț din asta? 20 de grame. Eu, de obicei, îmi făceam de două ori dintr-un plic din asta, pentru că e destul de mult. Adică dacă fac tot plicul, arunc mare parte din ea și e păcat. Pudră de argilă pentru tratament cosmetic. Așa... Argilă specială cu, din munții pădurea Craiului. Așa, cam atât. 100% argilă, 100% naturală. The best. Te-am zis, am mai avut-o și mi-a plăcut foarte tare. O să cred că mâine o să stau să-mi fac o mască și poate fi combinată. Nu știu, poți să pui suc de fructe, poți să pui apă, poți să pui apă termală, ce vrei tu în ea ca să o umezezi, să facă pasta aia și o pui și e foarte, foarte ok, mai ales dacă aveți tenul gras, mix, dacă aveți coșuri. Plus că nu este foarte grunjoasă, adică granulația este foarte mică și poate fi pusă pe ten și dacă aveți tenul un pic mai sensibil. Așa, și v-am zis, n-am făcut mare lucru, de-aia nici n-am mai filmat, că n-am mai, după ce am ajuns acasă n-am mai făcut mare lucru. Doar că vreau să vă zic o chestie înainte să închid și anume mă gândeam la o treabă asta înainte de
a ajunge acasă, pentru că am văzut o postare pe Instagram cu foarte multe locuri din București frumoase în perioada asta, că sunt înflorite, cu magnolii, cu flori, cu multe, multe zone din București foarte frumoase. Și stăteam și mă gândeam așa că ne place, adică tuturor ne place să vedem imaginile alea și le apreciem și mergem și ne pozim, inclusiv eu, inclusiv Cireșii de la grădina japoneză din Herăstrău era în postarea respectivă, adică ne place tuturor. La momentul actual ne place să vedem florile alea, dar nu știu dacă cineva se gândește că toți pomii ăia au fost plantați în urmă cu zeci de ani, cel puțin. Adică magnoliile alea uriașe pe care le vedem în București au cel puțin 20 de ani. Nu au cum să ajungă în mai puțin de 20 de ani în halul ăla de mari și de impresionante cum sunt. Și stăteam și mă gândeam că ne place să le vedem, le apreciem, ne ducem, ne pozăm cu ele, dar atitudinea generațiilor din ziua de astăzi este ceva de genul hai să distrugem tot. Tot ce e vechi. Hai să distrugem tot ce e vechi. Dar așa când apare ceva vechi și frumos, parcă ne place. Parcă, adică mă gândesc că nu mai văd printre tineri din ziua de astăzi și poate vă ajută chestia asta să vă gândiți. Nu știu, măcar în universul, micro-universul vostru să faceți treaba asta, să încercați să mai puneți și voi lucruri frumoase, să mai înfrumusețați micro-universul vostru cu ceva, fie că e vorba de o floare, fie că e vorba de o plantă, fie că e vorba, nu știu, de a aranja un colț frumos și așa mai departe, pentru că generațiile din ziua de astăzi asta au în minte. Hai să distrugem toate casele vechi, că sunt urâte, împuțite, arată rău, sunt baragină. De ce să le refacem? Hai să le distrugem. Hai să distrugem tot ce s-a făcut până acum, pentru că e vechi și vine la ăia de dinainte. Dar așa când vedem flori ne place, fără să ne gândim că și florile alea au fost puse tot de ăia de dinainte și că cineva s-a preocupat să întrețină lucrul ăla ca să ajungă la noi să ne pozăm cu el. Nu știu, era o chestie care mi-a trecut prin minte, ziceți-mi dacă aberez sau nu, puteți să-mi spuneți fără nicio problemă dacă mi se pare că aberez. Ah, da, mâine, ce planuri am? Mâine cred că este zi de grădină, cred, nu bag mâna în foc, rămâne de văzut. Am trăit și o vede vorba lui mama până mâine să vedem ce mai fi. Cert este că vreau să dorm, că e singurul mod prin care îmi trece durerea de cap și nu iau nimic pentru durerea de cap, pentru că nu este atât de puternică încât să simt nevoia să iau ceva. Și în al doilea rând, parcă n-aș vrea să mă obișnuiesc să iau pastile la cea mai mică chestie care mă incomodează. Eu fiind o antipastile, mă rog, nu sunt antipastile, dar sunt antipastile luate așa, după ureche. Știți? Sau oricând, la cel mai mic semn că de disconfort, hai să iau pastile, la cea mai mică usturime în gât, hai să iau pastile, la cea mai mică, nu știu, semn de febră, hai să iau pastile. Nu suport chestia asta, adică și organismul mai trebuie să ruleze, să-și facă treaba acolo, să lupte, ca să poată căpăta imunitate. Bun. Dar, da, cam atât. O să-mi beau ceaiul înainte să se răcească, pentru că dacă s-a răcit, este pa, nu mai trebuie. Și voi dormi cel mai probabil în seara asta, pentru că mi-e somn. Acum, nu v-am zis, ceasul este vreo 10:30. Da, am tot avut chestii de făcut până la ora asta și v-am zis, după ce mi-a bubuit mintea, după ce mi-a bubuit mintea, n-am reușit decât să mă duc să mă spăl repede pe față, pe dinți și să... Așa, să fac un duș scurt, am făcut și un duș scurt, să știți. Da? Și să mă pregătesc de somn. Că nu. A fost suficientă ziua de astăzi. A fost foarte frumoasă în prima parte. A fost ok și în partea a doua. Și acum e suficient. Vreau nani. Ne vedem mâine. Nu știu unde e mâța aia păroasă, că de obicei la ora asta ar fi trebuit să fie pe aici, dar s-a tot perindat, s-a tot fâțâit pe ușă, că s-a părea suspect că nu eram în pat. Și nu știu unde este ca să vină înăuntru, că trebuie să vină la somn. Altfel sigur mă trezește. Maimuța aia. Eu nebună. Eu zăpăcită, deci nu vreau să știți cât tâmpenii face, da. Mă rog, vă povestesc altă dată. Bine, ne vă pup noapte bună, ne vedem mâine. Bună dimineața, my lovely loves! Ce faceți?
Da, începem o zi de joi. Bine, mă rog, am început-o deja de câteva ore. În sensul că mi-am postat clipul, ca să, bineînțeles, e joi și e zi de clip. Și am băut și o cafea pe ziua de azi, n-am mâncat încă nimic. Iar vorbesc pe nas. Dar e bine, o să mănânc imediat ce rezolv o problemă urgentă. Astăzi, de la glamul de ieri, mă rog, glam. Whatever. De la plimbatul de ieri și de la studio de televiziune și filmat și așa, trecem direct la a tunde iarbă. Programul pe ziua de astăzi este să tund o parte din curte, să tund iarba, să fac niște chestii, să fac pregătiri de-astea basic, adică de întreținere, și de-aia sunt și într-un echipament foarte, foarte elegant, o să vedeți imediat. Dar până atunci, ce trebuie să fac, ce trebuie să rezolv urgent este să mă duc până la vecina mea, pentru că i-am promis ieri ceva și nu m-am mai dus pe la ea, n-am mai dat pe la ea și știu că o să facă urât, o să facă baloane. Dar nu-i problemă că-i trece repede. Evident, au început și mașinile cum am deschis camera. Știți deja refrenul, nu ne mai obosim. Ăsta este părul meu de-a doua zi. Ceea ce mi se pare genial, mi se pare că stă foarte bine. Este doar trecut așa cu degetele. Nu i-am făcut absolut nimic ca nimicuța. Mi se pare că stă destul de bine pentru a doua zi. S-a mai îngrășat el puțin, dar nu foarte, foarte. Mă rog, e fin, nu e neapărat gras cât este fin și își pierde volumul și își pierde textura, fiind un păr foarte fin și foarte pisicos. Dar mă rog, așa am și o, nu știu dacă se vede, dar am o zgârietură aici pe care mi-a făcut-o Udi de dimineață pentru că n-avea stare. Și cu ce ar mai trebui să vă pun la curent de ieri și până azi? Cu nimic, cam asta este. Deci, outfit-ul meu îl are ca personaj principal pe Hedwig. Așa. Da, deci. Fără deci. Așa, ăla-i trepiedul meu din spate. De acolo, de jos. A rămas tăieri. A rămas așa. Am niște tăluni pe mine, pentru că mie mi-e frig. Să știți că e cald afară, dar bate puțin vântul și mie mi-e frig. Și dacă vă uitați bine la tălonii mei, da, sunt murdari, pentru că am mai făcut ceva tot așa cu ei prin curte și am zis că n-are rost să-i bag la spălat înainte de a termina. Live. It's life. Da, cam asta, cam asta este outfit-ul meu de antrenament de astăzi. Avem tăloni. Probabil o să, dacă se încălzește și o să fie cald și o să fie frumos, o să mă schimb în pantalon scurs, ceea ce îmi doresc, pentru că este minunat să stai în pantalon scurs. Și Hedwig-ul de rigoare, care o să mă ține companie astăzi, care este foarte scump, de altfel foarte dulce. Și o să-mi pun o șapcă în cap, pentru că SPF și chestii. Nu uitați de SPF dacă ieșiți în soare. O să mă duc să mă dau cu un strat suplimentar de SPF și să-mi pun ceva ca să-mi protejez mutra. În perioada asta trebuie să am mare grijă să nu-mi ard fața, fiindcă fac un tratament și dacă îmi ard fața am încurcat-o. Mă umplu de pede, nu de alta. Și chiar nu ne dorim și mai multe pede. Hello! Da, hai că mă duc la vecina mea. Rezolv problema cu ea. O împac. Îi cânt ceva să-i treacă, nu știu ce-i fac, și vorbim după. Dar până atunci se observa un motan care suferă. A venit și el să sufere și să muncească foarte tare. Și-a abandonat pelturica, că acum, până acum a stat între perne și acum a abandonat-o și s-a mutat aici. Trebuie să fac cumva, să pun o cameră, să o lipesc de tavan. Și să fac un colaj cu momentele în care doarme el în pat, ca să-l vedeți cum se mută de colo-colo. Că e exact ca o stea din aia de mare. Nu știu dacă știți cum se mișcă stelele de mare și dacă faci un colaj așa cu ele, le vezi cum se mută de colo-colo. Exact așa este Jiminy când doarme pe tot patul. Deci tuc 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 tuc. Așa se mută, ca o stea de mare. Și trebuie să lipesc o cameră cumva de tavan. Trebuie să facem cumva, să iau un GoPro ceva, să lipesc de tavan. Când vine asta să doarmă, să vă arăt cum se mută și în ce poziții stă, care și niște poziții din astea superbe. 5 minutes later. Ok, înainte de a începe efectiv ce avem de făcut pe ziua de astăzi, voiam să vă fac un update la răsadurile mele. Și aici avem ridichiuțele, care au ieșit și sunt foarte vesele. Și avem și un zdren țăros, foarte mucios. Ce faci, Dranță? Aici avem rucola, care și ea este veselă și frumoasă. Hai, mă, lași, te rog frumos puțin. Hai, lasă-mă, că ne iubim mai încolo. Haide! Aici este acel pătrunjel de care spuneam. Care încă nimic.
mai aștept. Nu mai am, m-am uitat ieri de sămânță de pătrunjel să văd dacă mai există ceva și să mai seamăn o dată și încă nu. Busuiocul, avea acum aș face simțită prezența, uitați pe aici, dacă vedeți niște păiete, ăla este busuiocul pe aici, pe aici, ăla este busuiocul ieșit de-abia acum. Salata roșie, la anul probabil, salata roșie, da, și aici avem ceva busuioc care începe să răsară, aici avem salata verde aia creață și asta este pătrunjelul de anul trecut, mă rog, ce-a mai rămas din el, whatever, o să-l desfințez până la urmă. Și vă rog să apreciați toți guguștucii care cântă la ora asta. Aici avem primele rânduri de ceapă, dacă vă amintiți, în strat. Au ieșit ceva, a ieșit, nu știu, nu vedeți, dar sunt și multe bălării. Încă nu mă apuc să le jumul, pentru că nu știu ce jumul, dar da, dacă vă vedeți niște codițe, astea, ăsta nu. Astea așa sunt codițele la ceapă. Restul, deocamdată, mai așteptăm. Poate de Paște am ceva ceapă verde. Cu siguranță o să am spanac. Because this is spinach. This is spinach. Și aici sunt celelalte ridichiuțe. Dați așa că... Așa, cred că acum vedeți mai bine. Așa. Aici sunt celelalte ridichiuțe care sunt puse în urma celor din ghiveci, deci alea se vor face primele. Am mai pus câteva rânduri de ceapă aici, să fie așa, dacă aia ieși greu până iese și asta, neașa. Iar mergând, aici este usturoiul care și el, ba a ieșit, ba n-a ieșit, cred că ăsta este rândul cel mai vesel dintre toate, ăsta este cel mai productiv rând, asta este primul fir de usturoi care a ieșit, el este primul, restul sputuroase. Tot așa, când am pus ceapa, am mai pus câteva rânduri de usturoi și aici să fie, adică să fie progresive, adică pe măsură ce le mâncăm pe astea, trecem la astea și mai pun altele, știți, vreau să am de verde, adică cum zic... Sărani, dacă vreți, să am de verde, ceapă verde, ceapă usturoi verde, nu mă interesează să fac producție pentru la toamnă, dar o să pun așa, pe măsură ce mai trece timpul, mai tot umplu stratul ăsta ca să crească așa în trepte. Și da, cam aici, despre asta este vorba, despre această mare de păpădie pe care trebuie să o tund astăzi. Ia uitați ce e aici. Păpădie! Multă, multă păpădie! Multă pepădie! Ei, da, aici trebuie să intru azi să tund. Despre asta era vorba. Și aș vrea să rețineți fashion-ul obligatoriu în aceste situații, și anume papuci cu șosete. Da, este obligatoriu în perioada asta aici. În sfârșit mă încadrez și eu în normele sociale de aici, de la mine, de la țară. Dacă ați văzut vlogul de joi, adică a doua parte a Q&A-ului, știți la ce mă refer, cu normele sociale și cu încadratul în normele sociale. Să, în sfârșit mă încadrez. Și asta trebuie să o iau de aici, iar pe asta trebuie să o scot. Asta este o pălămidă, se numește această bălărie, pălămidă, care înțeapă foarte tare și am înțeles că este o delicatesă pentru vaci. Se pare că vacilor le plac foarte tare pălămizile, nu știu, n-aș ști să vă explic de ce, că n-am mâncat niciodată. Mi-e silă să mă și ating de ele, dar aminte să mănânc așa ceva. Așa că trebuie să le scot și pe astea, ca să nu se mulțească. Câte dragoste. Aoleu, te lovi.
Meanwhile. Pauză de papa și avem aici prânzul campionilor. Era să zic mic dejunul campionilor, dar e prânzul campionilor. Cu brânză, bineînțeles, ca să ne iasă coșuri și chestii de genul, știți voi. But whatever. It smells so good! Bună ziua! Ce doriți să ne spuneți? No? De ce? De ce faci așa? De ce? Așa ia faci tu când ești băiat rău? Deja te lingi pe buze, nu? Hai să-ți dăm și ție ceva. Hai că n-ai mai mâncat de 100 de ani. Și după masă copioasă merge și o cafea. Mai merge o cafea ca să am chef de muncă în continuare și m-am asortat cu bluza în ceea ce privește cana. Nu se vede, dar e aceeași poveste. Harry Potter. Bun, și acum că am terminat cu băzâitul, am zis să vin puțin aici la ghivece și să mai întreprind ceva. Am mai găsit niște ghivecele mici și am zis într-un să semăn frăguțe din astea de pădure. Sunt frăguțele alea pe care le găsim la munte. Am mâncat anul trecut când am fost la mama și sunt atât de aromate, sunt micuțe, sunt cât boabele de mazăre, dar sunt geniale. Anul trecut? Acum 2 ani? Când am fost la mama? I don't know. Cred că anul trecut. Whatever. Who cares? Și am găsit la magazin sămânță și am zis să pun și eu, să vedem ce o să fie. Deci într-unul o să pun din asta și într-unul o să semăn două plicuri din astea de petunii, să vedem ce o să iasă. Eu am mai semănat și nu vă imaginați că ies ca pe plic. Nu o să arate așa frumos. Ca să arate ca pe plic, trebuie să iau răsad. Ceea ce încă n-am apucat, dar o să mă duc la cineva, că știu eu pe cineva. Am eu un furnizor de petunii care are un răsad absolut minunat de petunii și ies niște petunii superbe. Dar până atunci am zis, hai să fac și experimentul ăsta. Să seamăn în două pliculețe aici pentru răsat și să vedem ce iese. Și inevitabil, de fiecare dată când văd petunii, zic petunia și mă gândesc la mătușa lui Harry Potter. Acompaniați de acel avion odios care nu vrea deloc să tagă din gură și de găina aia isterică, vă zic că am pus numai un plic. O să-l păstrez pe ăsta. Să-l semăm mai încolo, să vedem ce iese din plicul ăsta. Mi s-au părut foarte multe semințe, nu știu dacă le vedeți, nu cred că le vedeți. Sunt foarte, foarte micuțe și foarte negre. Și sunt foarte multe, sunt foarte mărunte, așa că nu m-am hazardat să le pun pe ambele acolo, în același sens. Și astea, dacă vedeți ceva aici, niște punctulețe maro, alea sunt semințele de frăguțe. Acum, o să iau puțin pământ și o să pun peste ca să le acopăr și that's it pentru moment. Did my seedling potting on go on to the big beds. This is not something that I did last year. I never really hydrating, and then you just get a little bits of the fragrance all throughout the rest of the day. Also in the collection are their room. Salutare, salutare din culcușul meu foarte comod așa și foarte fluffy care miroase în mod surprinzător a trandafir, pentru că m-am dat cu untul ăla de corp de la Barnagan cu trandafiri și știți că nu sunt mare fan al produselor cu trandafiri, dar nu știu de ce untul ăla de corp mă relaxează super tare și mirosul nu este puternic, nu este artificial, nu este un miros din ăla turbat de trandafiri, știți, din ăla garețos, pentru că v-am zis că pentru mine, în opinia mea, mirosul de trandafir este unul dintre cele mai dificile mirosuri de reprodus sau, mă rog, dacă este pus din uleiuri naturale sau chestii de genul ăsta, se transformă foarte urât din punctul meu de vedere și varianta aia fake e foarte grețoasă pentru mine, dar untul ăsta de corp miroase super bine și mă relaxează foarte tare și asta am făcut în seara asta după toată ziua pe care am avut-o astăzi. Vă dați seama că m-am umplut de praf din cap până în picioare, am stat cam aproape 2 ore cadă. Da, știu. Știu că pe unele vă oripilează ideea asta de a sta foarte mult în cadă, dar pentru mine nu este... Nu concep
ideea de a sta mai puțin de 40 de minute în cadă. Pentru mine nu există, adică de la ce Dumnezeu mai consumă apa și la ce Dumnezeu mă mai deranjez să-mi dau toată baia peste cap, să-mi etalez lucrurile pe acolo, să-mi scot lucrurile, că eu nu-mi țin chestiile gen, nu știu, în afară de sarea de baie care este pusă în niște borcane speciale pe care le am acolo pe marginea căzii, în afară de sarea de baie nimic nu este etalat, afișat, știți? Și trebuie să scoți și gel de duș și spumă și, nu știu, pilă pentru picioare, de exemplu. În seara asta am folosit pila și periuța de unghii, știți? Și, nu știu, ce mai folosesc eu? Chestii produse pentru față, mi-am aplicat o mască în seara asta. Și la ce Dumnezeu mă mai chinui să mai etalez tot arsenalul ăsta, tot circul ăsta, dacă stau 15 minute sau 20 de minute. Nu există, deci de la 40 de minute în sus. Și în seara asta am stat 2 ore pentru că am simțit nevoia. Fiindcă m-am umplut de praf, cum am zis, și este cea mai bună soluție pentru mine să scot tot praful, nu doar din unghii, ci de peste tot, din pielea mea, din porii mei, din absolut tot. Este cea mai bună variantă. Pentru mine dușurile nu prea mă coafează, ca să zic așa, adică da, ok, îmi fac duș ca să-mi spăl părul cu precădere și ca să mă curăț așa rapid, dar dacă pardon, dar dacă vreau să mă curăț, să simt că m-am curățat de adevăratele, trebuie să stau să zac în apa aia așa, să simt că mi-intră apa prin toată pielea așa și că îmi scoate tot nisipul și tot praful și toate cele din piele, și exact asta simt în momentul de față și mă simt tare bine și tare curățică așa și cu pijama curată și e tare plăcut așa și cu untul ăla de corp care m-a relaxat cu mirosul lui. Numai bine. Asta pentru că am avut o zi destul de haotică. Ați văzut și voi, mă rog, nu știu cât ați văzut voi, cât am filmat pentru voi, dar pe lângă faptul că am tuns iarba, așa a fost multă, credeți-mă că e mult. Partea aia de curte este practic aproape jumătate de curte, aia pe care am tuns-o singură astăzi, și e multă și trebuie să o dau gata dintr-o lovitură, pentru că altfel nu reușesc să-i fac față. S-a făcut mult praf. Pe lângă asta am mai mutat o mușcată dintr-o unghiveș. Nu v-am mai arătat asta că mi s-a părut irelevant, dar am mai mutat o mușcată dintr-un ghiveș în altul, pentru că ghiveciul ei inițial a suferit un accident și acum aveam două mușcate din alea care se agățau, care erau în ghivece diferite și mă zgria pe creier vizual să văd că una e într-un ghiveș de un fel și una e într-un ghiveș de altfel, și mărimile erau diferite, nu doar că forma ghiveciului era diferită. Și am mutat-o și am făcut mai mult loc și m-am ocupat și de asta și vă dați seama, m-am umplut de pământ pe sub unghi, eram așa, după care m-am curățat cât s-a putut de repede și m-am dus la vecina mea, m-am cățărat într-un vișin să fac câteva poze. Pentru că era și lumina de așa natură și tot m-am plins eu pe Instagram zilele trecute că primăvara asta nu prea am avut noroc de flori, de cirești, de flori în general. Nu prea am avut noroc pentru că le-a scutura vântul, în mod special pe asta de aici, și astăzi când tot îi duceam vecină mi iarba la găini, pentru că o mare parte din iarba pe care am tuns-o eu astăzi am dus-o la găinile vecină mi. Da, în ideea de a o ajuta și pe ea să nu mai trebuiască să se ducă să le jumule, că se duce pe câmp să le jumule, să duce, mă rog, în spatele curții să le jumule, și avea și ea treabă, e ruptă de oboseală săraca și e ca semnul întrebării vecina mea, dacă vreți să știți, adică are scolioză și e într-un stadiu ăla urât, rău de tot scolioza ei. Zic ca să măcar să iau de o grijă astăzi, dacă tot tund eu iarba și tot arunc iarba aia, s-o duc la găini și le place iarba aia tunsă de mașină, că e tunsă așa mărunt și le place că nu m-a unghit. Așa, și astăzi mergând la ea am văzut vișinul ăla, zic, ups, uite un vișin bun de exploatat. Am făcut câteva chestii, acum nu știu ce a ieșit, să mă uit mâine, să mă uit să văd ce a ieșit. Dar de principiu așa, cam așa s-a derulat seara mea. Mă bucur că am avut multă activitate fizică astăzi, pentru că sunt și în perioada aia de PMSing și e foarte urâtă pentru mine, mai ales pentru că mi-am luat
pastilele pentru depresie de ceva timp și se suprapune cu asta și nu. Da, e foarte nasoală perioada asta. Și cumva statul ăsta în cadă, așa, pentru mine a fost și un fel de curățare energetică, ca să zic așa, știți? De multe ori văd dușurile sau băile ca pe un fel de curățare energetică. Am senzația că se curăță și toată energia negativă de pe mine și toate cele. Mi-am pus și o mască cu un omul din aia, de v-am arătat-o ieri, că am luat-o de la Asla Vital. Sunt foarte, foarte bune măștile astea și nu știu de ce nu mi-am luat să am în casă tot timpul mască din asta, pentru că e o mască simplă cu argilă pe care o faci cu orice și, cum am zis, e super, super ușor de făcut și îmi place când curăță foarte bine pielea, mai ales, cum am zis, sunt în perioada aia de PMSing și în ciuda faptului că pe față nu am foarte multe explozii, așa cum așteptam, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar dacă am grijă de față, să nu-mi explodeze fața înainte de menstruație, parcă am senzația că migrează coșurile, se duc așa, se duc pe piept, până spre sân se duc și după aceea, dacă am grijă și de zona asta, se migrează către umeri, așa, se duce pe brațe. Aolea, deci e cumplit. Și măștile astea cu argilă întotdeauna m-au ajutat. Și promit eu solemn că de acum încolo n-am să mai stau fără mască din asta cu argilă, mai ales că asta de la Asla Vital e super bună. Este, pe lângă faptul că e super accesibilă, super comod de făcut, adică o faci tu, o combini acasă cu ce vrei tu și e foarte fresh, senzația că curăță foarte bine pielea și nici nu este, n-are o granulație din aia mare, astfel încât să-ți irite pielea sau să te rănească. Eu țin minte că mai de mult o foloseam de mai multe ori pe săptămână, că se recomandă să o folosești de 2 ori pe săptămână, dar o foloseam și de 3-4 ori pe săptămână, în funcție de cum simțeam tenul de încărcat și nu aveam probleme de la ea și mai ales după cât praf și SPF am pus astăzi, pentru că am pus un SPF, aoleu, e odios SPF-ul ăla, vai de cap, o să vă povestesc în următorul clip cu Emtiz, că mai am puțin din el și îl termin, dar e odios SPF-ul ăla, e tot de la Gerovital, by the way, așa, cu toată dragostea mea pentru Gerovital, dar SPF-ul ăla e odios. Nu, e groaznic, e groaznic, e groaznic. Dar știu, corect, nu este SPF pentru față, dar nu mai aveam spray din ăla pentru față și l-am aplicat pe ăsta. Dar e odios, o să vă povestesc. Așa, poate data viitoare, în următorul daily vlog, vă arăt rutina completă. Ce fac eu când îmi fac baie și ce produse folosesc și toate cele. Să-mi ziceți dacă v-ar interesa chestia asta. Mă gândeam acum în seara asta să fac treaba asta, dar nu-mi luase întrepiedul cu mine ca să pot să pun camera pe ceva stabil. Că dacă mi-am spart obiectivul, nu prea mai vine să las camera așa pe oriunde, știți? M-am învățat și eu minte cât de cât, să zicem. Și da, m-a ajutat masca asta, simt că m-a ajutat, mi-a ajutat de nou așa să-l curețe bine și de praf și de SPF-ul ăla, pentru că trebuie dat jos bine seara SPF-ul, că altfel se apar tot felul de coșuri și alte nebunii. Și acum sunt ok, Udi a mea m-a părăsit, deși a stat pe mașina de spălat, cât am făcut eu baia, a stat pe mașina de spălat, a dormit acolo, a fost foarte cumințică. Și după aia a plecat. Deci eu sperăm să vină aici. Dar o să vină, până adorm o să vină să stea cu mine. Așa, în altă ordine de idei, mă uitam peste comentariile de la clipul de astăzi. Sunt foarte, foarte drăguțe. Este la a doua parte de la Q&A, care vine înainte acestui daily vlog. O să vi-l las în descriere dacă nu l-ați văzut. Și sunt foarte drăguțe comentariile și vă mulțumesc din suflet, pentru că cumva și astea mi-au ridicat moralul. V-am zis că voi, fără să vă dați seama, am ridicat mult moralul și m-a ajutat foarte, foarte tare. Și comentariile de astăzi au fost cumva extra, extra. Așa, pentru că mă așteptam la... Eram cumva pregătită, având în vedere niște subiecte pe care le-am deschis în clipul ăla, care nu sunt tocmai cele mai comode subiecte, mă așteptam la niște reacții, dar văd că, mă rog, cei care aveau tot felul de opinii mai puțin interesante, stați că am văzut ceva pe aparat, cei care aveau opinii mai puțin interesante s-au obținut până acum, ceea ce e bine. Așa, și ce am văzut eu pe aparat era faptul că îmi năpârlește aparatul, dacă puteți crede așa ceva.
Așa, în, cam atât, cam asta ar fi ce am aveam de spus. Mi-este în mod bizar foame. De la o vreme mi se face foame cum mă pun în pat. Adică, eu am avut o perioadă foarte lungă în care nu îi înțelegeam pe oamenii care spuneau eu mănânc numai noaptea. Zic, cum, Doamne, iartă-mă să mănânci noapte? Ei, și acum, cum mă pun în pat, parcă mi se declanșează ceva în minte și zice, mâncare, 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 mâncare. Mă tot amân. Dinainte să fac baie, mă amân așa cu mâncarea, dar nu știu dacă rezist fără să mă duc să ciugul ceva. Nu cred că rezist. Nu știu, ceva trebuie să mă duc să ciugul pentru că vine așa. Abia aștept să iasă salata aia, deci nici nu știți cum stau și joc și dansez dansul ploii pe lângă ea și cum mă rog de ea să crească mai repede, să o răsădesc și să crească mare și să o pap, să o fac salată, că nu mai pot, e foarte dur. Bine, pot să mă duc să mă cumpăr de la magazin, adică nu e asta o problemă, dar vreau să fie de la mine din curte, știți? Vreau să fie salata mea și abia aștept să se facă salată, să fac 30 de tone de salată pe zi. Atât am mănânc. Promit că atât am să mănânc. 30 de tone de salată pe zi mănânc. Sunt capabilă să mănânc dimineața la prânz și seara salată. Eu sunt capabilă pentru că îmi place foarte mult salata verde, salata de legume. Mie îmi plac legumele crude și în special astea de primăvară. Doamne, sunt preferatele mele. Le ador din tot sufletul. Prefer legumele. V-am mai zis de multe ori că prefer legumele fructelor. Dacă mă pui să aleg între legume și fructe, eu sunt aia care alege legume. Hands down. Deci, fără nicio problemă, eu aleg legume. Pentru că așa e o chestie pe care mi-a insiderat-o mama, să știți că mă gândeam și eu de multe ori de ce s-a întâmplat treaba asta. Mi-a insiderat mama treaba asta de când eram mică, când mâncam împreună la masă, îmi spunea tot timpul că uite, legumele sunt sănătoase și făceam salate și îmi zicea, uite, legumele sunt sănătoase, legumele te ajută, îți ajută organismul, îți ajută imunitatea, au vitamine, nu știu ce, și mi-a intrat chestia asta în cap și acum eu știu, am rămas cu treaba asta, că legumele sunt importante, că îți ajută organismul, că nu știu ce, adică pentru mine nu e un chin să mănânc legume. Dacă vreți un truc, să vă păcăliți copiii să mănânce legume. La mine a funcționat treaba asta. Și plus că îmi place, nu știu, îmi place gustul de legumă, nu știu. Pentru mine nu e nimic fad în a mânca un castravete, un ardei. Ardei, by the way, sunt legumele mele preferate. Nu e, nu știu, ce legumă nu-mi place? Ia stai să mă gândesc. Nu cred că există vreo legumă, fruct, whatever, care să nu-mi placă. Îmi plac roșiile de mor, mai ales dacă sunt din alea bune, dulci, mai ales alea cherry. Îmi plac de nebunesc. În mini grădina mea, să știți că am de gând să pun și roșii, doar încă nu e momentul. După Paște încolo. Ce legume nu-mi plac mie? Urzicile, na. Nu-mi place mâncarea de spanac, dar îmi place spanacul în salată, spre exemplu. Nu știu ce legume nu-mi plac. Nu-mi vine nicio legumă în momentul de față care nu-mi place. Crudă. Nu am. Dar fructe sunt câteva care nu-mi plac. Și v-am zis, dacă mă puneți să aleg între legume și fructe, cu siguranță o să aleg legume. Mai mult ca sigur. Și abia aștept să iasă legumele verzi din grădina mea. V-am zis, o să pun și roșioare. O să pun câteva fire de roșii. Nu multe, știu că vecina mea o să turbeze când o să audă că vreau să pun mai 10 fire, pentru că așa a făcut și cu ceapa. Când i-am spus că am pus numai 5 rândulețe micuțe, a turbat. Ce alea sunt? Păi ea pune un tarla întreagă. Așa, da. Și cam atât. Nu știu ce să vă mai zic. Mi s-a făcut destul de somn. Mă gândeam că o să mai citesc în seara asta ca să vă zic ca idee cât e cel somn. Este 9:30. Și da, am intrat în cadă pe la 7 și un pic. Da, ca să știți. Da? Atunci am intrat în cadă. Because I have a life. Exciting life. Și de aia. La ora 7 eu deja eram gata cu toate. Și mă gândeam că o să mai citesc. Ca să vă zic așa, stați așa, să vă povestesc ce citesc în perioada asta, cu ce mă lupt de altfel. În perioada asta este un roman victorian. Și anume Femeia în alb.
Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că luna asta n-am făcut, în aprilie n-am făcut wrap-up-ul lunii martie. Mi s-au încurcat lunile în minte, de-aia am făcut pauza asta. N-am făcut wrap-up-ul pentru că am întârziat cu el, pentru că nu știu ce, am tot amânat și zic hai, lasă că o las pentru începutul mai, când o să discutăm și despre cartea lunii aprilie, pentru că asta este atât de groasă, are aproape 800 de pagini și eu mă rog din tot sufletul să reușesc să o termin în aprilie, pentru că abia am citit 200 de pagini. Problema cu ea este că eram pe punctul să o las baltă. Deci eram pe punctul să o arunc. Este roman victorian și știu la ce să mă aștept în ceea ce privește romanele victoriene, adică știu stilul în care sunt scrise, știu cum au fost scrise și așa mai departe, știu. Mi-e foarte cunoscută epoca aia și știu cam care e literatura din perioada aia. Dar nu asta era problema, adică nu asta m-a surprins. Totuși mi-am dat seama că nu-i fac față, plictiseala mea se instalează mult prea repede în descrierile alea. Infinit de lungi, infinit de inutile, infinit de amănunțite, câteodată chiar mult prea amănunțite și mult prea inutile pentru acțiune. Și eram pe punctul să o las baltă și chiar vorbeam cu fetele din Book Club, că în caz că nu știți, am și un Book Club, chiar vorbeam cu fetele din Book Club că băi, aș da naibii cartea asta dacă aș găsi un clip care, cu spoilere, care să-mi povestească cap-coadă ce se întâmplă în cartea asta. Și asta am și făcut. Am căutat pe YouTube, am găsit câteva clipuri, m-am uitat la vreo două și nenorocirea este că în loc să mă facă spoilerele, în loc să mă facă să dau dezvăluirea cu cartea pentru că știu ce se întâmplă, din contră m-au făcut să vreau să o termin. Și acum trebuie să-mi fac curaj să trec peste toate episoadele alea plicticoase, peste toate descrierile alea. Norocirea este că această carte este scrisă sub formă de un colaj de jurnale. Practic, acțiunea este povestită din perspectiva mai multor personaje. Personajul, femeia în alb, este descrisă, analizată și așa mai departe de mai multe personaje. Și toate descriu, toate au scrierea asta sub formă de jurnal. La unele este mai reușită descrierea de povestea în sine, la altele nu prea. Așa, și e greu până trejde. Dar mă rog, o să încerc să mă luc până la finalul lunii. Este deja jumătate lunii, nu știu când, Doamne, iată, mă mai termin eu 670-80 de pagini, dar asta este. Cât am zis? 200 cu 670 ar însemna 800 și... Nu. 570 de pagini. Da. Nu știu când o să reușesc. Dacă eu în jumătate de lună am citit numai 200 de pagini, nu știu. Am făcusem un calcul, așa. Mai aveam, la Book Club, mai aveam și o carte modernă de citit, pe care încă n-am luat-o. Nici n-am luat-o pentru că mi-a fost frică. Da, sunt cumva entuziasmată de cartea asta, de acțiune, pentru că acțiunea în sine, lăsând la o parte tot de descrierile și toate tâmpenilele, acțiunea în sine este foarte interesantă. Adică este despre conceptul ăla, cum erau tratate în perioada victoriană femeile și cum erau văzute și cum dacă puțin te durea capul, gata, erai declarată isterică sau nebună și te închideau la nebuni și despre tot felul de jocuri din astea de culise și comploturi și tot felul de chestii din astea pentru a pune mâna pe avere și tot felul de lucruri din astea care se întâmplau în Anglia, în lumea bună a Angliei, în perioada victoriană. Așa, adică acțiunea în sine mi se pare interesantă. Știți ce am mai observat? Este că am citit multe din descrierile alea. Vă spun că în 200 de pagini sunt foarte multe descrieri. Sunt chiar nepermis de multe descrieri inutile, care chiar nu au dus la nimic. Adică 80%, hai să nu zic toate, 80% din descrierile alea sunt inutile, adică n-au contribuit la acțiune cu mare lucru. Așa, în afară de, nu știu, poate a face trecerea dintre un cadru și altul, nu, așa. Dar ce am observat eu este că le-am citit pe diagonală, am început să le citesc pe diagonală și oricum m-am prins. Adică ajunsesem să deduc acțiunea. Ceea ce
Într-un fel e bine, bănuiesc că așa o să continui și de acum încolo. Da, eu citesc și pe diagonală, că mi se acrește. M-am obișnuit de-a lungul timpului, pentru că fiind un cititor foarte lent, când mi se dă, da, și la facultate, mi se dădea un text rapid la prima vedere și trebuia să spui repede despre el ceva, eu nu aveam timpul clasic care mi se dădea pentru a-l citi, mie nu mi-ajungea niciodată, fiind un cititor atât de lent, din cauza problemelor de vedere. Și atunci m-am obișnuit să citesc în diagonală, spun eu, dar nu e în diagonală, nu e tehnica aia în diagonală care se folosește la citit în diagonală, nu e altfel, fac altceva, nu știu, e o chestie pe care pur și simplu mi-am inventat-o eu și am făcut-o eu de la sine și funcționează, adică am observat că de fiecare dată când mă ghidez după treaba asta, îmi dau seama despre ce scrie în textul respectiv, ba din contră chiar am observat că asta mă ajută să înțeleg mai bine textul decât cei care citeau tot textul, nu știu, pe mine m-a ajutat să înțeleg mai bine textul și asta pentru că citesc cu precădere verbele și niște cuvinte care, mă rog, sunt asociate cu verbele. Mi-e foarte greu să vă explic cum citesc eu în diagonală, care nu e citit în diagonală efectiv. Citesc cumva verbele și citesc ceva, nu știu, îmi sar anumite cuvinte în ochi, nu fac chestia asta intenționat, ci pur și simplu îmi sar anumite cuvinte în ochi și automat fac legătura și îmi dau seama de tot contextul și pot să explic apoi foarte repede și foarte ușor ce s-a spus în textul ăla. Da, e o aiurelă totală, dar pentru mine funcționează și e verificată de ani de zile. Ba chiar am avut profesori care nu s-au prins mult timp de faptul că eu așa citeam la cursurile lor în facultate și la master. Dar, da. Anyway, m-am lungit foarte mult cu cartea asta. V-am zis, interesanțică, acțiunea interesanțică. Adică duce, se complică cu niște personaje, cu comploturi, cu chestii, cu schimb de personaje, cu mers la nebuni, cu ieșit de la nebuni, cu fugit, cu îndrăgostit, cu dragoste din aia imposibilă, cu așa acțiunea interesantă, dar trebuie să trecem de... O să vedem, rămâne când o să fac repap-ul următor cu cărți, o să rămână să vedem dacă am izbutit să dau gata și pe asta. Da, bine, cam atât. Asta e părul meu, da, știu, el gras. Pentru cine se oripilează că mă culc cu el gras, n-am mă culc cu el gras pentru că îl spăl dimineață. Fiindcă dacă îl spăl în seara asta și am culcat cu el proaspăt spălat, mâine dimineață e la fel de murdar ca și cum nu l-aș fi spălat. Și atunci e inutil. Știu că nu e prea ok și nu e prea igienic, but who cares? It's just me here. So, așa. Da, îl voi spăla mâine dimineață pentru că mâine am o zi foarte, 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 foarte plină și cu foarte multe lucruri. Foarte încălcită, dar asta este. Trecem peste, o să treacă și perioada asta, Doamne ajută să vină perioade mai bune pentru toată lumea, dar pentru mine. Da, gata, vă las. Mulțumesc dacă v-ați uitat, dacă ați rezistat, mai ales până la final. Vă pup și ne vedem în următorul clip.